Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm astăzi călătoria noastră. Vă propun să ne oprim asupra unui subiect des disputat: dictatura. Adeseori suntem întrebați ce este o dictatură. Din punct de vedere politic, dictatura înseamnă controlul puterii de către o persoană sau un grup de persoane care o exercită într-un mod autoritar, recurgând la forță. Secolul 20 a fost un secol al acestor regimuri de dictatură, de aceea vă propun o scurtă trecere în revistă a acestuia. Și astăzi o să rog un coleg ca și voi, elev în clasa 8-a, pasionat de istorie, dornic să împărtășească cu colegii lui cunoștințele sale, să ne ajute. Ceaușescu, toți președinți comuniști faimoși. Tovarășul Stalin a fost marele lider al RSS-ului și este considerat încă de mulți ruși din lumea modernă drept tatăl Rusiei moderne. El a preluat puterea de la Lenin în locul lui Trotsky. Trotsky ar fi trebuit să fie succesorul adevărat al lui Lenin, dar Stalin l-a manipulat partidul, astfel încât Trotsky să fie considerat un dușman și să fie dat jos de la orice formă de putere. După ce a prins puterea, Stalin a instaurat un regim de teroare, folosindu-se de poliția lui secretă, KGB-ul, pentru a băga frica și spaima în oricine încerca să îi se opună. Această modalitate a fost copiată, să zicem, și de Gheorghe Gheorghe Iurdeș, regimul de jist în România fiind cel mai brutal, regimul de jist întâmplându-se atrocități cum ar fi experimentul Pitești sau pușcăria lui Maromet de la Chilia. Gheorghe Gheorghe Iurdeș a fondat Securitatea după modelul KGB-ului în 1948. Securitatea era cunoscută ca fiind o forță cu multe persoane străine, majoritatea ruși, care au speriat românii și s-au folosit de multe metode de tortură, atât fizică cât și psihologică, pentru a se asigura că pe cei care au sprijinit regimul de dictatură, indiferent care ar fi fost acesta, îi numim torționari. Ion Ficior a fost unul dintre aceștia. El a fost comandant al lagărelor de muncă din timpul regimului comunist, de la Poarta Albă, de la Suceava, de la Borzești și s-a remarcat, cu ghilimele de rigoare, dacă pot spune așa, prin teroarea pe care a exercitat-o asupra deținuților politici pe care i-a avut închiși. Îi cunoașteți cu toții pe Hitler, pe Stalin, pe Mussolini, pe Ceaușescu, dacă e să ne referim la România. Dar au existat și alți dictatori și în afara Europei. Au existat asemenea dictatori în Africa, în America de Sud, în Asia. Ce este cel mai important însă este să apărăm libertatea. Libertatea mea, libertatea ta, libertatea fiecăruia. Pentru că astfel apărăm libertatea tuturor. De aceea vă propun această aplicație. Considerați că libertatea de exprimare în orice formă sa este un drept fundamental al omului? De ce? Aștept răspunsurile voastre. Până data viitoare vă mulțumesc și vă spun la revedere!